Bună ziua, stimați prieteni! Vă invit la cea de 165 ediții de analize economice, un proiect comun indiz viitor și privesc eu toate celelalte ediții, le vedeți pe paginile noastre oficiale sau pe pagina mea ioniță.md. Astăzi ne apropiem de o sărbătoare importantă pentru noi, ziua declarării independenței Republicii Moldova. Pe 27 august, după ce a ieșuat puciul de la Moscova, țările care au format cândva Uniunea Sovietică au simțit o posibilitate și o șansă unică istorică ca să scape de acea, să zicem, haideți să nu dăm etichetări. Deci, am avut oportunitatea să devenim țară independentă, Republica Moldova și-a declarat independență, noi acum serbăm acest eveniment și am considerat, deja este o tradiție, nu este pentru prima dată, să trecem în revistă cum s-a schimbat Moldova în această perioadă, cum a evoluat economia noastră, salariile, bunăstarea și încă câțiva indicatori de bază. Din nefericire pentru noi, nu toți sunt foarte buni, în special în ultimii ani de zile, vreo 4 ani de zile, noi de fapt am trecut 3 crize. N-am avut niciodată în istoria noastră să avem la rând 3 crize, însuși Republica Moldova ca stat s-a trezit independent într-o criză profundă care a început mulți ani înainte de independența noastră și o repet de fiecare dată ce o spun. Noi am devenit săraci, nu de atâta chiar o independență, dar am devenit independenți din cauza că s-a prăbușit sistemul economic sovietic. Deci, haideți astăzi să trecem la câțiva indicatori. Nu am ales foarte mulți, unii mei dau separat, dar astăzi așa vreau să trecem în primul rând, haideți la produsul intern brut, să vedem unde am fost, unde suntem și ce suntem. Eu am luat cifrul din 85, vedeți în spatele dumneavoastră, trebuie să spun că până în 89, în fosta Republică Sovietică Socialistă Moldovenească, așa în URSS, era calculat așa numitul indicator producția materială netă. Deci, sovieticii calculau doar volumul producției fizice, deci tot ce poți pipa ei cu mâna. În 85, producția materială netă era 6,34 miliarde rubli. În 91, când am devenit independență, a fost 18,38 miliarde rubli. Observați că deja în 94 a ajuns la 4 trilioane. Deci nu că a crescut mult. Țineți minte inflația de atunci. Deci o creștere, uitați, în 93 când am aprobat leu moldovenesc, în doar 2 ani de zile am ajuns la 1,7 trilioane. Dar evident că începând cu 89, noi pe lângă producția materială netă am început să producem și serviciile, care tot este o valoare adăugată în economie, și atunci noi pe lângă producția materială netă care era în perioada sovietică am introdus serviciile și PIB-ul, primul PIB care l-am calculat începând cu 89, el era 33% mai mult decât producția materială netă, deoarece serviciile erau o treime din tot ce înseamnă valoare adăugată în economie. Și noi avem în 91, când ne-am declarat independența, 25,9 miliarde de rubli produs intern brut. În 93, când apare leu moldovenesc, el era 2,2 trilioane, am făcut deprecierea sau denominarea leului de 1000 de ori și avem 2,2 miliarde lei moldovenești, 93 era produs intern brut. El a crescut până în 2010, vedem 71,9 miliarde de lei, apoi crește în continuare, însă în 2013 Biroul Național de Statistică mai schimbă odată metodologia și la serviciile care erau mai sunt introduse câteva servicii noi și în felul acesta produs intern brut este recalculat și valoarea lui crește aproximativ încă cu 20% și ajunge la 86 de miliarde de lei în 2010. Deci noi am avut în 89 la bunurile materiale am produs serviciile și s-a schimbat, PIB-ul a crescut cu 33% și în 2013 la serviciile existente am mai introdus câteva servicii care nu erau luate în calcule și în felul acesta noi anul trecut am avut produs intern brut de 312 miliarde de lei, iar în acest an cel mai probabil vom depăși 340 de miliarde de lei. Nu pot compara cu 1991, dar acum și o să comparăm. Cert este că din 93 avem o creștere, dacă observați, de peste 150 de ori nominal. Dar bănuiți dumneavoastră, leu din 2024, nu îl comparăm cu leu din 93. Cine a uitat, în 93 salariul mediu pe economie era 31 de lei lunar. Dacă vă imaginați ce înseamnă să lucrezi o lună de zile și să lucrezi 31 de lei,
Dacă nu, întrebați pe părinții voștri, cei care sunt mai tineri, cei mai în vârstă în minte. Deci am încercat să explic care este produsul intern brut în valoare reală. Ca referință am luat 91 și observați 100% 91. El, dacă ne uităm atent față de 89, când am atins maxima istorică, el deja s-a depreciat cu 24%, deci 90-91 avem o depreciere puternică a produsului intern brut. În momentul când noi ne-am declarat independența, Republica Moldova sau teritoriul de actuala Republicii Moldova, economic deja sprăbușa cu viteză rapidă. Lucrul acesta s-a accelerat, iar în 99 am ajuns minimul istoric la 37,7%, ceea ce este undeva egal cu anul 1963. De fapt, în 99 noi ne-am dus cu atâția ani în urmă, deci cu 30 de ani în urmă. A început o recuperare destul de, cum să zic eu, lent. Am ajuns în 2019 la 90,8% față de independență, 2020 ne-am dus în jos, 2021 am crescut, 22-23 iarăși suntem rău. În acest an, cel mai probabil vom ajunge la 92% de produs intern brut sau plus minus comparabil cu 2019. Altfel spus, 4 ani de zile, 5 ani de zile, Republica Moldova practic a îmbătut pasul pe loc datorită acestor crize, sau din cauza acestor crize. Cert este că noi până astăzi încă n-am ajuns în nivelul 91 și suntem încă departe de maxima din 89. Aici am pregătit un grafic să vedem cât creștea în mediu produsul intern brut anual. Dacă observăm din 61 până în 70, creșterea de 8,4 și este legat de faptul că Moldova, având o economie foarte slabă, creșterea de atunci era destul de puternică. Cert este că noi și astăzi avem nevoie de cea puțin această creștere. Apoi a urmat încetinirea creșterii, observați până 89. Din 89, din 90 noi scădem, de 10 ani de zile am scăzut anual cu 11%. Deci 11% în fiecare an este ceva inimaginabil. Apoi avem o recuperare destul de bună, dar modestă, ținând cont la căderea care am avut-o de 4,8%, apoi se încetinește această recuperare, iar în ultimii 5 ani de zile creșterea este de 0,3 sau asta în condiția că în acest an vom avea o creștere, dar cel mai probabil vom avea, deci practic ultimii 5 ani de zile noi am stat pe loc în condiția când mai avem încă foarte mult ca să ne recuperăm. La producția industrială, ca volum, ca preț, deschideți pagina mea la capitolul industriei, veți vedea industriei separat. Eu am considerat astăzi să dăm comparativ cu 91. Dacă observați, dacă luăm 100% 91, producția industrială în 91 deja înregistra o scădere, deci noi când ne-am trezit independență, Republica Moldova deja era în scădere, producția industrială scăzută față de maxima de 90, am scăzut continuu până în 99, când am ajuns la 35% din perioada independenței sau de aproape 4 ori mai puțin decât maxima din 90. S-a început o creștere, apoi o descreștere, o creștere. În 2019 am ajuns la 76,6% din valoarea lui 90, iar în 2023, pe 24, mi-a fost greu să dau estimările. Cred că vom avea o creștere destul de modestă, cel mai probabil în 2024, dar ajungem la nivelul 2019 și iarăși 20, 21, 22, 23, 24 sunt ani în care noi am urcat, am coborât, pe scurt am stagnat, deci am stat pe loc, să dea Domnul să terminăm anul la același nivel ca în 2019, dar până la independență ne avem încă câțiva ani de zile, ritmul de creștere, din păcate, este unul destul de slab și Republica Moldova chiar și astăzi încă n-a reușit să ajungă la producția industrială din 90. Dacă ne uităm la creșterea medie pe industrie, observăm iarăși de 91 până în 99 o scădere
de 12% anual, apoi o creștere, apoi iarăși scădere, apoi iarăși o creștere destul de modestă, a fost 2011-2015, o încetinire a creșterii din 2016 până în 2019, iar 20-23 în 4 ani de zile, în mediu am scăzut cu 0,5%, ceea ce este regretabil. Industria noastră, dacă observați, urcușuri, coborâșuri, mai avem încă mulți ani de zile până să ajungem unde am fost, nu ca să ne ducem înainte. Producția globală agricolă. Iarăși, la capitolul agricultură, dacă deschideți pagina mea, veți vedea foarte multe analize pe producția agricolă, astăzi, iarăși, comparativ cu 91. În 91, 100%, dacă observați, producția agricolă la noi începând cu 88 a început să scadă și atunci când am devenit independenți, agricultura noastră de fapt deja era cu 34% mai micuță decât în 87 atunci când am atins maxima istorică. A căzut continuu până în 2000, în 2000 am ajuns la jumătate din producția agricolă din 91 și aici doar vreau să spun, era jumătate, dar pe structură, dacă veți uita la analiza mea, veți vedea că, de fapt, la noi, practic, gospodăriile agricole, întreprinderile au dispărut și totuși ținea pe sectorul individual, care era o economie de supraviețuire, numai nu o economie de dezvoltare. Am crescut în 2021, știți, a fost cel mai bun an din istoria noastră. Agricultorii spun că așa ceva n-a fost niciodată. Observați, am crescut până în 2019, în 2020 ne-am prăbușit. În schimb, în 2021, să dea Domnul să avem măcar o dată la 5 ani astfel de ani ca 2021, noi practic am ajuns la nivelul din 91. Deci în 30 de ani de zile, noi practic ne-am întors de unde am pornit. Dar n-a fost fie urmat 2022-2023, unde iarăși am înregistrat o scădere. Dacă observați, agricultura noastră merge ca prin hopuri. Într-o an ridicăm, 2 ani scădem, sau 2 ani ridicăm, 1 scădem. Cert este că aproape am ajuns la nivelul 91, dar încă nu am ajuns, cât privește maxima din 87. Dacă vom avea încă o an ca 2021, îl ajungem repede. Dacă nu, mai avem mult timp. Și să ne uităm aici cu producția agricolă, dacă observați, situația este cu mult mai slabă, deci ea a crescut din 81 până 87, a avut o creștere modestă, după aceasta am avut o scădere continuă până în 91, foarte puternică, apoi din 92 practic scăderea nu a fost, pot să spun aici cât n-ar fi de strană, dar doar agricultura după obținerea independenței a încetinit ritmul de scădere. În 2001-2005 am avut o creștere modestă, dar a fost, apoi o descreștere iarăși, 2011-2015 o creștere și cea mai mare creștere a fost în perioada 2016-2019, deci mai mulți ani consecutiv, iar 2023, chiar dacă am avut anul 2021 cel mai bun din istoria noastră, deci n-am avut așa ceva decât suntem noi, totuși 20 prost, 22 prost, 23 prost, în mediu 0,34. Păcat că creșterea fără precedent din 2021 a fost anihilată aproape complet de evoluția extrem de proastă din 2020 și alți ani. La capitolul populației, aici multe nu vă spun, am vorbit de multe ori, voi constata în felul următor. Populația Republicii Moldova de pe ambele maluri a Dnistrului a scăzut cu 1,6 milioane de locuitori, la 4,34, astăzi suntem cam 2.720.000, dintre care pe malul drept suntem 2.420.000 sau scădere cu 1.180.000. Din nefericire, suntem țara cu cea mai mare prăbușire a numărului populației din toată Europa. Lucrul acesta, din nefericire, continuă să accentueze. Aveți alte analize unde foarte clar vorbesc pe acest lucru. Salariați, care de fapt îți răspunde la întrebarea de ce avem populația atât de mică. Observați, timp de 10 ani, de la 1.560.000 de oameni, noi am ajuns la 700.000, o scădere cu 900.000 de locuri de muncă. Deci e o situație fără precedent. Republica Moldova, timp de 10 ani de zile, a pierdut 900.000 de locuri de muncă pe care nu le-a recuperat până astăzi. Dacă observați, de la 700.000 în 2010 am ajuns la 600.000 și noi 600.000 stăm deja 15 ani. În acest an sper că va fi 625.000. La sfârșitul lunii Biroul de Statistică va publica datele pentru 2023. Sper că vor fi pozitive.
dar cert este că asta nu schimbă absolut nimic, deci noi nu am găsit o soluție de creștere economică, avem oameni ocupați în economie neformală, dar salariați cu salariu de plin, astăzi suntem 625.000, dacă observați numărul de pensionari, mai mulți sau mai puțin a rămas constant, am înregistrat o scădere în 2000 până în 2005 datorită majorării vârstei de pensionari, apoi iarăși am înregistrat o ușoară temperare și scădere iarăși datorită majorării vârstei de pensionari, iar astăzi am ajuns la 530.000 de pensionari, care plus minus este egal cu numărul de lucrători. Deci lucru care este neplăcut. Cu salariul. Aici am publicat și salariul și pensia, până în 91 am publicat în ruble, după aceasta în lei moldovenești. Dacă observați, în anul 1991, în Republica Moldova, salariul era 434 de ruble și pensia era 210 ruble. Apoi, în 95 am ajuns la 143 de lei salariu, 162 de lei pensia. În acest an, cel mai probabil, ajungem la 14.200 de lei salariu și 3.850 de lei media pensie. Dacă observați, față de 2020, salariul cel puțin nominal a crescut aproape de două ori. În valută tot a crescut, dar deprecierea valutei a fost foarte enormă, de aceea am considerat util să vă dau cât a crescut salariul în valoare reală. Am luat anul 1991 ca 100%. Dacă observați, maxima a fost în 1983 și în momentul când noi am devenit independenți, deja bunăstarea cetățenilor Republicii Moldova degradat destul de rapid, s-a accelerat până în 90, a scăzut lent. Poate vreodată voi povesti pe scurt cum am calculat acest lucru, dar acum doar vreau să mă credeți, s-a scăzut lent, s-a accelerat în 91, de fapt atunci noi deja cădeam liber când am devenit independenți, și ne-am prăbușit, uitați-vă, 93 salariu, în 2 ani de zile a scăzut venitul real al populației, doar în 2 ani de zile a scăzut de 5 ori comparativ cu momentul independenței. De aici și este șocul cetățeanului. Deci noi când am devenit independenți, noi deja cădeam și pur și simplu am căzut mai departe. Până în 2000 a fost o recuperare, dar vă observați foarte slabă și doar către 2008-2009 noi am ajuns la nivelul 91, iar astăzi, în 2020, haideți mai bine eu 2020, salariul nostru era de 1,9 ori, aproape de 2 ori mai mare decât în momentul independenței, deci salariul real. Deci astăzi veniturile cetățenilor noștri sunt de două ori mai mari decât în momentul independenței și mai mari decât în cel mai bun an care a fost în perioada sovietică, 83. Deci astăzi cetățenii noștri, într-adevăr, ca venitul, cei care lucrează, trăiesc mai bine, dar observați, din 2021, 22, 23, în 3 ani de zile, veniturile populației au rămas pe loc, inflația extrem de mare, deci creșterea nominală a veniturilor a mâncat-o toată inflația, știm de 3 ani de zile venituri reale populației n-au crescut, șocul este simțit din simplu motiv că din 2015 până în 2020 noi am avut cam cea mai frumoasă creștere, a fost în 2005, iar acum, după fundalul unei creșteri reale a veniturilor, 4 ani de zile de șoc, evident că nu place cetățenilor. Și aici am luat cât a fost creșterea reală a salariului, dacă observați, el a crescut constant, dar destul de modest în perioada sovietică, am luat din 60. În perioada 84-90 am avut o scădere reală a veniturilor populației, chiar dacă nominal creșteau, dar era lipsa de mărfuri, prețuri la piață mari creșteau, nominal parcă nu creștea, dar în realitate creșteau prețuri, de aceea o scădere nu foarte accentuată, oamenii nu simțeau, dar oricum 0%. Cea mai mare prăbărșire a fost 91-93, când veniturile populației scădeau de două ori în fiecare an, deci terminam anul de două ori mai sărași decât anul precedent. De două ori, două ori și în felul acesta a fost până în 93. Din 94 până în 2000 am avut o creștere de 10% după o prăbușire mare. Cea mai mare creștere a fost din 2001 până în 2005 cu 15% anual. Apoi s-a temperat. Al doilea impuls de creștere a fost 2016-2020 și din 2021-2023, timp de 3 ani de zile, venitul populației nu reale nu a crescut deloc, 0,2%. Deci, practic, stagnăm timp de câțiva ani de zile.
Cât e salariul la noi și cât e în stânga Nistrului, calculat în lei moldovenești, ținând cont că în stânga Nistrului noi știm că rubla lor este legată de dolar la cursul de 16. Unica ce vreau să spun, că puterea reală de cumpărare a rublii din stânga Nistrului este puțin mai mare decât la noi, dar nu cu mult mai mare. Ei au câteva prețuri reglementate, unde prețul este micuț la resurse energetice. În rest, la dânsă inflația este mai mare ca la noi, de aceea să spui că este cu mult mai puternic rubla lor, nu pot spune, dar au vreo două produse. Cât de cât, observați, în 91 salariul era la fel, în 95 la noi era puțin mai mare, în 2000 iarăși la noi puțin mai mare, cu mici oscilații, după aceasta la ei început să crească, observați 2005, 2010, 2015, la ei salariul era în banii noștri 6400 de lei, 6455 și la noi 4500, deci era cu vreo 40% mai mare. După aceasta, după 2016, la ei s-a început șocurile, iar în acest an, noi prima dată vom avea salariul din stânga Nistrului, de două ori mai mic decât în dreapta Nistrului, deci de două ori mai mari la noi decât la ei. Deci, practic, discrepanța salarială crește, iar dacă luăm populația din Chișinău, populația din zonele rurale, din stânga Nistrului, atunci diferența este de 3 ori. Deci, deja, pentru cei din stânga Nistrului, din sate, să vină la Chișinău să lucreze, este similar cu cei din Moldova, care pleacă peste hotare să lucreze. Un alt indicator, care nu l-am dat niciodată, în acest an îl dau, este avuție gospodăriilor casnice. În momentul independenței, toată averea moldovenilor ca persoane fizice era 1,34 miliarde de dolari. Tot ce aveam noi, anumite case care erau, să nu ținem cont că multe case erau, noi locuiam în ele, dar noi erau a noastră, procesul de privatizare doar urma, deci noi locuiam în casă, dar nu erau a noastră, doar 40% din apartamente, casele erau toate noastre, apartamente, doar 40%. Și în 95, după ce s-au privatizat locuințele, valoarea avuții noastre era 6,6. Creșterea prețului la locuință, în special la locuință și la terenuri agricole, a dus că valoarea avuții noastre a ajuns la 41 de miliarde de dolari către 2008, apoi scăderea prețurilor ne-a dus la 30 de miliarde de dolari, în 2020 am ajuns la 38 de miliarde, acum această creștere este determinată de doi factori. Unu, că s-au scumpit locuințele, s-a scumpit și terenul agricol, și doi, că biroul de statistică a identificat cel puțin 20% de locuințe care noi nu le avem înregistrate și, de fapt, noi eram mai bogați, dar nu știam, voi îmbunătăți și datele din trecut, după ce vor apărea datele oficiale ale biroului de statistic. Cert este că astăzi noi, avuția noastră în dolari este cam 57 de miliarde de dolari, cel puțin, ceea ce înseamnă o creștere de 40 de ori în dolari comparativ cu anul independenței. Macar aici stăm bine, dintre aceștia 57 de miliarde dolari, să nu uităm că o parte considerabilă sunt banii care am primit sub formă de remitență, vreo 40 de miliarde am primit de peste hotare. Și ultima, nu pot să nu dau și aceasta, autoturisme. Macar aici stăm bine, la avuții și la autoturisme. În 1970, în Moldova, erau estimativ 15.000 de autoturisme sau câte 5 autoturisme la 1.000 de locuitori. După aceasta au crescut, în 2020 erau 678.000 sau 256 de autoturisme sau de 50 de ori mai mult decât în 1970. Ce de drumuri n-am prefăcut noi, dar ce obțin la autoturisme, noi ne apropiem de media europeană. Astăzi, doar în 4 ani de zile, vom finaliza anul cel puțin la 825.000 de autoturisme și 344 de autoturisme pe cap de locuitor. Vedeți, la acest indicator noi avem nevoie de câțiva ani de zile și ajungem la media european, unde sunt vreo 600 de autoturisme pe cap de locuitor. În final, oricum trebuie să sărbătorim este ziua independenței. Dacă observăm la capitolul economic, noi stăm foarte prost, industria n-am reușit să ne recuperăm, agricultura n-am reușit, locurile de muncă n-am reușit. Ce am reușit noi? Să plece 1,5 milioane de oameni peste hotare împreună cu stânga Nisului, să câștige acolo bani, să-i trimată acasă și să ne facem mai bogați în felul acesta și am ajuns astăzi să avem proprietăți de aproape 60 de miliarde de dolari și autoturisme avem. Deci, practic, unde a fost statul ceva să facă, n-a prea făcut nimic, unde a fost, ne-am luat noi
soarta noastră în mâini și aici am rezolvat problema, mulțumitul celor care au lucrat și aici acasă, au lucrat și acolo peste hotare și ne-am creat, suntem astăzi de vreo 40 de ori mai bogați decât am fost în 91, când tot ce era la sufletul nostru nu valora nimic, veneam din Uniunea Sovietică, toți fugeau de noi și tot ce era atunci era doar 1,4 miliarde dolari, iar astăzi avem aproape 60 de miliarde. Vă mulțumesc și pe data viitoare! Cam